Salutare tuturor, eu sunt Cristina, bine ați revenit aici pe canal. De la început îmi scuz, cum să vă spun, mă scuz pentru cum sunt îmbrăcat. Am pe mine un maieu, e cald, plus că acum, da, am ușa închisă, am aerul condiționat deschis, dar oricum nu pot să mă îmbrac mai gros, pentru că, na, asta e, unul e în casă, plus dacă mă vedeți pe aici... Tot insistă această mâncare mie, nu mai știu ce să fac. Ce am hotărât să fac astăzi, băutura miraculoasă aici, de data aceasta, mi-a găsit soțul una aloe vera cu gust de zenzer. Nu știu ce e zenzero. Zenzer, nu știu cum să vă explic în română, știu ce e în italiană. E un fel de rădăcină, ghimbir, cred că se zice la noi acasă, nu știu. Și da... Eu mi-am pregătit-o aici, lămâia poplată și aloe vera cu gust de zenzer, de ghimbir, să-i spunem așa, pentru că acela cu gust de mango nu se mai găsea, iar acela simplu nu cred că l-a găsit, el nu prea e practic. Ce voi face? Voi face un machiaj, voi face un tutorial, pentru că oricum vreau să mai... fac niște clipuri și am zis haideți să le fac fetelor astăzi și un machiaj cu ce am eu pe aici. Mai întâi o să pregătim fața, pentru că da, am făcut ceva somnuleț de după amiază și oricum pielea nu e prea pregătită, am avut cremă pe față. O să șterg mai întâi și o să mă... cum să zic, răcoresc cu apa aceasta termală Jonzac. E o apă termală franțuzească, franțuzească, să nu zic tâmpenii, da. Dacă nu o cunoașteți, se găsește și online. Eu am cumpărat-o online pentru că în magazine nu am găsit-o. E ca și aceea de la Aven. Asta e formatul travel size, pentru că am preferat să iau formatele astea. Vine mie mai ușor pentru că le folosesc și în călătorii, când merg în călătorii și vine foarte bine. De ce mă șterg și de ce mă curăț? În primul rând, nu plec nicăieri, doar voi face pentru voi tutorialul, pentru că eu am pielea grasă și ca să pot să reușesc să fac un machiaj cât de cât decent, e bine să îmi curăț și pielea și să o și, cum să zic, un piculeț să o mai răcoresc, pentru că este cald și da, tot mă scarpin. Uite, acum vedeți petele care le am, pe care v-am zis, bine, am și ceva coșulețe, pentru că mi se apropie acea perioadă stresantă pentru noi femeile, perioada ciclului menstrual, și lasă să... De fapt, unde e vantaiul? Stați așa. Am recuperat vantaiul, o să ne folosim de el astăzi un piculeț, ca așa ne uscăm mai repede. O să dau pe față de la Too Faced, ce Dumnezeu spun, de la Kiko, acest spray de față hidratant, ca să nu mai pun o cremă sau o bază. Se găsea, cred că se găsește și acum, de la colecția Green Me. E foarte bun. Îl folosesc ca pe post de hidratare. Care un parfum, de fapt nu e alcoolic, dar are un ceva parfum în el, pentru că miroase. Dacă nu, de obicei, vara folosesc Mineral 89 de la Vichy, prefer acum, fiind că stau acasă și nu plec nicăieri, de fapt fac decât clipulețe, să nu abuzez de produsele cu un cost mai mare, pentru că na, fiecare își face și el o ordine. În sensul că eu, când trebuie să-mi fac un machiaj
pentru câteva ore când plec pe undeva, pe aici, prin împrejurim, nu stau mult în afară sau nu am cine știe ce, să-i spunem așa, ocazii speciale, prefer să folosesc produse cu un cost mai jos, adică mai de un cost mai, da, mai jos, adică nu chiar așa de scumpe, pentru că da, le mai și testez și cu ocazia asta și vedem. Înainte de toate, o să pun pe buze și am să vă recomand să faceți și voi unde Dumnezeu le este, să faceți și voi același același lucru, un pic din acest, să-i spunem așa, de la Nixam, un balsam de buze, stați așa să vă arăt, așa, pe care îl aplic, stau și caut aici prin sertar, cu o pensulă, îl aplic mereu până când îmi termin... Îmi termin machiajul. Pentru că nu știu ce îmi voi aplica pe buze. Îmi pot aplica și un ruj lichid, un ruj mai... Oricum, trebuie să am buzele hidratate. Și până când termin machiajul, acesta rămâne pe buzele mele. Este foarte bun dacă îl mai găsiți. Are împreună și scrub-ul. Eu l-am cumpărat în set. Avea scrub-ul, el și încă un produs care, cred că, da, uleiul acesta de buze este foarte bun. Ok. După ce am dat acest spray, acest... ce Dumnezeu am... să-i spunem așa, balsam de buze, o să trec la baza de al primerului pentru ten și voi folosi de la Freedom Freedom Professional London, face parte tot din ramul, Makeup Revolution. Eu l-am descoperit anul trecut. Îmi place foarte mult și îl folosesc mai ales acum pe perioada verii când am pielea grasă. Ăsta se numește Pro Studio Oil Control Anti-Shine Lotion și îl găsiți și acum dacă mergeți pe situl de la Makeup Revolution sau pe alte situri online sau în magazine, nu știu acasă în România dacă se găsește direct în magazine. Vi recomand cine are pielea grasă să îl să-l folosească dacă nu vrea să cumpere produse cine știe ce costisitoare, nu costă mult și vreau să vă spun că își face treaba destul de bine. Cel puțin pentru mine face treaba și îl voi aplica pe toată fața. Și puțin pe aici pe gât. Da, fac un machiaj simplu, în sensul că o să ăsta este efectul aerului condiționat. De ce? Pentru că dacă aș fi ieșit afară, aș fi pus înainte, de aceea am pus acel spray hidratant, aș fi pus o bază de față, deci o cremă de față și eu de obicei, bine, asta acum îmi cam îngrașă pielea, dar orice cremă îmi îngrașă pielea, chiar dacă am și din aceea cu efect pentru piele grasă, cât se mai intră în piele, vă povestesc. V-aș recomanda de la No Age, de la Oriflame, această cremă cu factor de protecție 50. Dacă nu căutați în comerț că există creme cu factor de protecție, nu cremele solare, creme special făcute pentru poluare, pentru protecția razelor solare. Deci crema aceasta eu o pun chiar și când nu mă machez, dar mai am una în baie de la Avon. Și aceea are 50 de protecție.
Și acum, de recent, am mai găsit ceva pe piață și, da, folosesc acestea. De ce? Pentru că trebuie să vă protejați tenul. Chiar dacă voi vă puneți fond de ten, alte chestii, trebuie și o cremă cu protecție solară. Și chestia asta eu o fac și iarna, pentru că, da, nu vreau ca să se accentueze mai tare aceste pete. Ok, acum o să-mi pun și o bază pentru machiaj pentru ochi și voi folosi din campionul acesta de la Urban Decay, că tot l-am pe aici, originalul, deci baza originală. Vreau să le termin pentru că le am de ceva timp și trebuie să le folosesc. Ce vreau să vă spun, o să mă folosesc la un moment dat de oglinda mea miraculoasă de aici, dar până una mă văd cât de cât aici cu voi în cameră și o să vedeți pasurile, deci toate pasajele. Hai să-i spunem că machiajul acesta îl vom face pentru zilele acestea de vară, care sunt călduroase și nu avem chef să ne punem prea multe chestii pe față. Ok, bază făcută, haideți să trecem la sprâncene. Eu îmi voi face, de fapt nu, ce Dumnezeu zic. Haideți să trecem la fondul de ten. Ce fond de ten pun pe față? O să pun un fond de ten mineral și o să aleg pe acesta de la Kiko, care are un factor de protecție 50. Da, să știți că fondurile de ten în pulvere minerală compactă au și ele factor de protecție. Mai am unul pe care l-am cumpărat de recent de la Max Factor. Costă un pic mai mult, ăsta l-am de ceva timp. O să-l pun și o să îl pun pe ăsta că e mai deschis și merge bine. Vreau să-l consum pentru că după o să cumpăr o nuanță puțin del mai închisă, sperând în ideea că mă voi colora anul acesta. Făcea parte din colecția Gold Waves și da, eu am 01 ferul care este alb și îl voi distribui pe față cu o pensulă. V-am mai explicat eu că am o pensulă, de fapt am două, că mi-am cumpărat două pentru de rezervă. Pensula aceasta de la Sephora pentru pulbere, pentru prafurile minerale, numărul și pudră și în special pentru fondul de ten acesta mineral. Ăsta este numărul 45. E așa, nu știu cum să vă arăt. Dacă mergeți la Sephora și o găsiți, cumpărați-o, costă ceva pensulele de la Sephora, dar dacă aveți ceva scont, un 10%, un 20%, aprofitați că pensula asta este o investiție, este foarte bună. Eu o am de ani de zile, am spălat-o, am tot respălat-o și vreau să vă spun că lucrează foarte bine și acum o să îmi deschid oglinda pentru că trebuie să văd ce fac. Da, o să spuneți, dar nu-ți corectezi nimic, dar eu când folosesc acest fond de ten nu folosesc corector și alte minunății. Pentru că îmi fac un machiaj simplu, un machiaj de vară și nu îmi trebuie corectoare. Eu vreau să îmi dau puțină, doar puțină uniformitate a pielii și să acopăr puțin aceste pete. Nu voi merge cu fondul de ten mult pe cearcăne pentru că nu prea mă interesează să le acoper. De ce? Pentru că oricum nu se acoperă și unul la mână praful ăsta e un pic mai intră cam mult în liniile de expresie și mi se vede.
Cu pensula aceasta, vedeți cum lucrez eu în mișcări circulare. Și n-am nevoie de cine știe ce bază prea încărcată, pentru că e vară, e cald. Am nevoie de cât de un pic de uniformitate și dacă ați observat, aveam un coș aici, se mai vede, dar nu se mai vede așa roșiatic. Am unul aici și unul aici. Și vedeți că am început să dispară, pentru că acest fond de ten acoperă foarte bine. Aici rămâne la apreciarea voastră cât vreți să încărcați. E un fond de ten care se poate folosi cât și uscat, cât și umed. Adică umed îl folosiți cu burețelul, dacă vreți. Ud. Și aveți un efect mai plin. Mie nu-mi trebuie cine știe ce efect. Da, scuzați-mă că fac chestiile astea, dar mi-a intrat praf în nas de la pudră și mă deranjează. Ok. Eu zic că e suficient pentru că pentru mine merge doar atât. Nu-mi trebuie mai mult și da, s-a creat și găurica în acest produs. Deja era puțin tel începută, dar am mai, să-i spunem așa, lărgitor. Și o să folosesc pentru sprâncene de data aceasta, nu o pomadă, o să folosesc un creion pentru că, ca să nu mai repet de foarte multe ori, nu are sens... să mă înnebunesc cu, dacă o să găsesc un creion pe aici, cu această sprâncenă, pentru că nu merg pe nicăieri. Și yes, abia am găsit aici un creion și am destule, dar faptul că am în față pomatele... Ok, haideți să-i dau repede o ascuțire, pentru că e cam plat, cam consumat vârful, și să-l ascuțim puțin. Ok, ce creion folosesc? Folosesc un creion pentru sprâncene de la Catrice în nuanța Hey Hey. Să vedem ce nuanțe. 03 Brown and I'd peace, ceva de genul. Nu focalizează camera asta, nu știu, telefonul ăsta e dement. Așa, îmi place pentru că are și periuța, dar eu am periuța mea separată și pe deasupra le voi, să spunem, așeza mai bine cu acestea de la Essence, Make Me Brown, în nuanța, care nuanță e, fetelor, că nu știu. Nu scrie pe el, oricum e nuanța aceea, ba da, scrie 02 Brownie Brows. Nu vrea să focalizeze camera, e nebunială. Oricum, haideți să ne facem sprâncenele cât de cât, le voi așeza. Mie îmi lipsesc sprâncenele pentru că eu le-am pensat foarte mult în zona aceasta și trebuie de multe ori să mai le lungesc. La îndemână să aveți mereu aceste bețișoare pentru corecție. Dacă clipul se lungește, o să-l despart în două, pentru că oricum nu... Vedeți, nu prea am precizie cu creionul, cu virgulă creionul, pentru că eu nu prea mă mai
fac cu creionul și mă colorez la sprâncene cu pomada. Deci cu gelurile acelea colorate. Dar în fine, o să o rezolvăm și cum vedeți, corecțiile mele de aceea v-am zis, la îndemână să aveți. Am uitat să vă spun și să vă arăt. Dar o să o mai fac încă o dată pentru că o să folosesc ceva și pentru pleoape și o să folosesc degetele. M-am dezinfectat deja înainte să fac clipul și am uitat să-l includ în clip cu gelul dezinfectant pentru că eu chiar dacă mă machiez pe mine prefer să mă dezinfectez și o să v-am mai spus, chiar dacă lucrați pe voi sau pe altă persoană, important este să vă dezinfectați mâinile, chiar dacă v-ați spălat pe mâini. Cu pensula aceasta m-a ajuns să distribui mai bine culoarea, nu le fac cine știe ce, doar așa să fie cât de cât în ordine. Și da, cred că le voi lăsa așa. Ok. O să trec cu acest gel pentru sprâncene care e colorat de la, vedeți cum e periuța, de la Essence. Ca să le așez acolo să stea și ele mai bine. Ok. Nu e un machiaj în acela la regula de artă, cum se spune la noi acasă, pentru că eu nu mă zbânțui prea mult acum să îmi fac cine știe ce nebunală, pentru că am explicat, e un machiaj de așa simpluleț de vară. Ce voi folosi? Acum o să mă dezinfectez puțin tel pe mâini. Pentru că o să trebuiască să folosesc puțin degetele și buricul degetelor. O să-mi iau aici chestiile cu pensule și o să... Da, că reușim să luăm. O să folosesc de aici un creion din acesta... Haideți să folosim ceva simplu pentru că nu vreau să stau după aia să mă înnebunesc. O să folosim un creion de la Kiko din acesta. Stilou care se găsește și acum. Aici am numărul 21. Este o nuanță, e long lasting, no transfer, este o nuanță ceva de genul persicie, pentru că m-am hotărât să fac ceva pe piersiciu și o să-l pun pe pleoapa mobilă. De ce plec de la pleoapa mobilă? Pentru că o să vedeți, pentru că mă interesează să plec de aici, să am baza bună și da, stați așa că am uitat să iau și palețica pe care o voi folosi. Astăzi voi folosi paleta aceasta de culori de la NYX care se numește Cosmic Metals.
Cred că toate fetele o au și o cunosc. E o paletă foarte bună, care mie îmi place să o folosesc foarte mult vara. Mă ajută, e un paspartu. Deci dacă o folosesc creioanele, eu tampotez, fixez, cum s-ar spune, creionul cu o culoare dintr-o paletă. Voi lua creionul și îl voi distribui pe pleoapă și de aceea am zis că trebuie mâinile foarte bine dezinfectate. Așa, și acum cu o pensulă plată, ceva de genul, limbă de pisică, să-i spunem așa. Voi lua culoarea... Doamne, cade mereu chestiile astea. Voi lua culoarea aceasta, persiciul acesta de aici și îl voi poziționa imediat, repede, pe, până să se usuce fardul. Vedeți? Îl tapotez pe fard. Vedeți?